fost până în Jumbo. Mi-e un rău de numai pe pe mine tare mă zăpăcește magazinul ăsta, vă zic sincer. Mă zăpăcește maxim, deci mi se pare ca într-un labirint unde trebuie să te duci, să mergi și să ieși într-un final la capăt. O grămadă de lucruri frumoase, deci dacă veniți, veniți fără copii, nu vă luați copii cu voi, că o să vă facă cu nervii, o să vadă atâtea lucruri și o să vrea. Cel puțin la Halloween. Da. Ce la Halloween? Halloween e minciună, la lucrurile de Crăciun în special, te bagă în boală și pe tine ca adult. Și o să vă arătăm ce ne-am cumpărat acasă. De acum plecăm până în Lidl și apoi vom merge acasă. E cât de cât călduț, 14 grade. Dar m-a luat o durere de cap, pur și simplu, când m-am învârtit acolo în magazinul ăla și m-am uitat și m-a zăpăcit marca. Dacă n-a pus mâna pe atâtea lucruri și trebuia să am grijă să nu le dărâme, o să vedeți în vlog, doar că o să trebuiască să pun o muzică pe fundal, că ați văzut, în magazine de obicei pune muzică și apoi îmi restricționează videoclipul. Și slab, foarte slab în Jumbo în privința oamenilor. Deci de când s-a băgat acest certificat verde, chiar mi-a zis o fată care lucrează aici și o cunosc, foarte gol e în ultima perioadă. Nu o să mai facă oamenii ăștia deloc vânzare. Dar din păcate și ei sunt puși de către alții de sus. N-avem noi ce să facem, nu-ți devină angajații paznicii sau directorii magazinelor și ei sunt puși de către alții mai mari. V-am lăsat, o iau la pas. O luăm la pas către Lidl. La Lidl și ne ducem acum să cumpărăm niște lapte și să vedem ce mai e nevoie. Lasă-l tot! Mă duceam acolo, îi stăteam aici. Ce faci, Marta? Uite! Las că te ajut acum. Și nu vine, e nervoasă. Cine e nervoasă? Uite-o, e nervoasă? Hai!
sus. Așa. Hai să vedem ce cumpărăm, ceva mezeluri, nici dimineața nici nu mai aveam nimic la micul dejun de mâncat. Am făcut omletă. Uite și aici ce urât mi-a rămas, nu se mai curăță nici cu spumă, nu știu. Trebuie să ducem tapiseria la o spălătorie. Stai, mam, stai să-mi iau ghiozdanul. Hai încoala, mama. Vin aici, nu linge mânuțe, dă să te șterg pe mâini. Scoate mânuța din guriță, hai. Haide, hai să mergem. Nu luăm acum gogoașe, luăm de mâncare. Uite coțulica cum stă, l-a îmbrăcat. Gogoașă? Uite. Du-te la Marc. Du-te la Marc, Mini. Nu vrea Marc să vină. Lasă, du-te și mănâncă liniștit. Și așa știu eu de ce o chem tu. O chem ca să îi dai de mâncare. Haide să vă arăt ce am cumpărat de la Jumbo. A luat această pălărie, dar sincer să fiu, nici nu știu cât am dat pe ea. Ia să mă uit de curiozitate. La restul produselor știu. A, 5 lei. Pălărie PVC ascuțită. Am cumpărat-o inițial pentru Marc, dar nu știu dacă-i vine. Mi se pare că e cam mare. Cred că e cam mare și pentru capul meu. Dar o voi folosi eu. În seara de Halloween o pun și fac poze. Așa. Selena și-a cumpărat această rochiță. Cu vârsta de 10 ani, sper să-i fie bună, că de obicei nu se prea potrivesc mărimile. Dacă e de 8 ani, este mult mai mică pentru vârsta de 8 ani. De obicei așa se întâmplă, să nu se nimerească. Da, o să o probezi. Am dat 50 de lei pe ea. Mi se par destul de scumpe. Mini, nu mai lătra! Mi se par destul de scumpe accesoriile pentru Halloween și lui Marc nu i-am mai cumpărat. Una la mână că nu știu dacă folosește acel costum și am zis, măi, să mai dau încă 50 sau 60 de lei pe un costum, nu știu dacă se merită, mai ales pentru o seară cât facem doar niște poze. Așa, iar pentru Marc eu am cumpărat această chestie, acest schelet, ceea ce mi s-a părut interesant. Acum, dacă reușesc să fac ce mi-am propus, reușesc, dacă nu, nu e nicio problemă. A costat 5 lei scheletul și 5 lei acest liliac. 10 lei total. Da, și eu m-am gândit așa, pe față să-i pun cu pistol din ăla cu lipici cald, să-i lipesc pe un tricou, sau dacă aș fi avut un costum din ăla întreg, o salopetă întreagă ar fi mers, și pe spate să-i lipesc aceste... Doamne, nu vine. Cum se zice tu la liliacul ăsta? Dar ce are liliacul aici? Aripi. Așa, aceste aripi. Și mi s-ar părea că ar arăta drăguț, uitați și voi. Așa el cum e micuț și luselii se potrivește. Dar dacă nu merge, deși nu văd de ce să nu meargă, că lipiciul cald se potrivește, le voi pune prin casă ca ornament. Deci cum ar veni, aceste trei lucruri sunt pentru Marc. Pălăria din start mi se pare cam mare, dar o folosesc eu. Și barem să-i fac un costum din aceste lucruri. Poate-mi dați vreo idee ce aș putea să fac. Aș vrea să încerc astăzi. Aici am luat un spray să-mi fac pe roz. Selena și-a luat acest tub de spray pe care a dat 10 lei. Și ți-am niște gume. Gumă colorată Marc, las-o. 6 lei, 6 lei 99. Nu, 6 lei 99 erau celelalte pastilele alea roz. Asta a fost 10 lei. Așa, o gumă foarte bună. Marc, las-o. Nu cred. Uitați-vă și voi ce sticăre drăguțe mi-am cumpărat pentru unghii. Le-am văzut, mi le-a arătat Selena și nu puteam să mă decid. Au fost 2,50 lei parcă, sau 2,99 lei, nu mai țin minte. Dar mie îmi plac foarte mult. Marc, nu mai da. În realitate sunt mult mai frumoase decât pe cameră. Stai să văd dacă prind puțin lanterna asta. Hai, mă. Nu vrea să focalizeze, dar au sclipici și sunt foarte frumoase. Mi-am cumpărat aceste role, aceste lavete. Știți că v-am zis că am nevoie și aș vrea să ajung în Jumbo să le cumpăr și le-am cumpărat. De la 4 lei și ceva a ajuns la 6 lei și ceva rolele astea, dacă vă vine să credeți cât de mult au băgat ăștia la preț. Peste tot s-au scumpit lucrurile. Mi-am luat aceste 3 pile cu 2,50 lei sau 2,99 lei, nu mai țin minte. Deci autocolan 2,49 lei.
Pile, unghii 2,99. Mi s-au părut drăguțe și așa interesante, sunt micuțe. Și le pot ține mai bine în mână decât o pilă mare. Sper să fie abrazivă și să mă pot folosi de ele. Dacă nu, nu a costat mult. Selena și-a dorit acest set de brățări. Nici nu știu cât a fost. Brățări, silicon, 6,99 lei. Așa. Și am mai cumpărat această ascuțitoare cu gumă de șters. Am zis să luăm o ascuțitoare, sper să fie bună. Avem foarte multe ascuțitori care nu sunt bune deloc. Și având în vedere că Marc, adică Selena, și-a cumpărat acest costum, gumă, brățări, ce și-a cumpărat, spray-ul acesta de păr, Marc și-a cumpărat acest trenuleț, și-a dorit foarte mult un tren. El și-ar fi dorit un tren cu 130 de lei, dacă nu mă înșel. Uite, dar ce faci cu guma? Vino aici, Seli, uite. I-ai dat guma? Uite, ia aici, asta e, asta o mănânc eu, dar asta o poți lua, că e nouă, nici nu s-a atins de ea. Bag-o înapoi în cutie. Așa. Și-a dorit un tren cu 130 de lei și mai era încă un tren cu vreo 200 de lei, dacă nu mă înșel, un tren imens, foarte mare. Într-un final l-am convins să-l ia pe acesta. Eu am vrut să-l conving să iau un trenuleț cu 35 de lei și să-și mai cumpere alte lucruri. Dar nu a vrut. Și și-a cumpărat acest trenuleț care a costat 70 de lei. Aici ar arăta că are un LED, o luminiță care se aprinde. Sper să fie ok. Îl vom monta împreună când ne întoarcem de afară. Acum vom pleca afară cu Mini. Le-am arătat. Da. De aceea am zis că n-are rost să cumpăr un costum pentru Marco, știu că nu se va folosi de el și doar să-l îmbrace o seară chiar nu se merită. Eu nu am fost de acord inițial nici cu această rochiță, mai ales că Selena are o rochiță roșie cu buline albe și s-ar fi potrivit perfect pentru a se îmbrăca cu ea. Dar dacă asta a fost dorința ei și Bicu a auzit că ea are o dorință, le-a dat câte 50 de lei de fiecare. Și am mai pus eu diferența și am mai cumpărat restul lucrurilor. Deci, practic, rochița și o parte din tren a cumpărat-o Bicu. Da. Și haideți să vă arăt ce am cumpărat și de la Lidl. Am luat și un bax de apă minerală, doar că l-am lăsat... Haideți să vă arăt ce am cumpărat de la Lidl. O duc pe mine afară. Copiii au vrut acești cârnăciori. Nu ne plac, dar mai facem pauză. Sunt foarte buni, dar bineînțeles că ne săturăm și noi de ei la un moment dat și nu-i mai cumpărăm. Așteptăm să treacă un timp. 10 ouă. În ultima perioadă, dacă ați văzut la mine, nu mai cumpăr ouă, câte 20 sau 30 de ouă, mai rar cumpăr, pentru că nu se mănâncă și le arunc la gunoi. De la cămara noastră am luat salam ardelenez, dar eu am vrut să iau salam bănățean, dar am pus mâna pe ardelenez. Da, din greșeală. 5 bidoane, era să zic, 5 cutii de lapte, din ăsta e 3,5. Îmi place că dacă vă aduceți aminte, cumpăram lapte la bidon și... Ăla mi se pare că nu neapărat că nu îl consumăm repede, că îl consumăm repede, doar că fiind la cutie l-ai desfăcut și în 2 zile maxim l-ai băut. Celălalt fiind mai mare poate să stea vreo 3-4 zile în frigider și deja schimbă și gustul și știu că laptele e indicat odată ce s-a desfăcut să se... Aoleu. Odată ce ai desfăcut laptele știu că în maxim 2 zile se consumă. Și am cumpărat 5 cutii, la noi se consumă foarte, foarte mult lapte, fac cafea, mai fac griș cu lapte, orez cu lapte, mai fac o prăjitură, mai mâncăm cereale cu lapte, mai bem lapte gol cu felie de Nutella sau cozonac și se consumă foarte mult lapte. Așa, ce am mai cumpărat aici? O gogoașă care Marc a mâncat-o pe deasupra și a rămas doar, a luat-o, el a mâncat doar ciocolata. Marc a văzut acești cremvuș de curcani și a pus mâna pe ei și a zis că vrea cremvuș. Aș fi vrut să iau un pachet mai mic, mini, dar nu mi-a plăcut cum arăta. Erau foarte mulți cremvuși care erau așa băloși prin interior și ăștia de curcan arătau bine și am zis hai să-i cumpăr. Nu am mai mâncat de ceva timp cremvuști. Le dau destul de rar, nu prea sunt de acord așa cu cremvuștii, dar dacă le poftă le mai dau din când în când.
Și pentru mine am luat această salată cu icre de la Nautica. Sper să le fi nimerit. Sunt două feluri de salată de icre, dar nu știu dacă de herring sau de altceva. Și nu știu dacă reușesc... Doamne, că nu-mi găsesc cuvintele. De fiecare dată să cumpăr aceeași salată de icre și poate să fie diferită. Sper să o fi luat-o pe aia care îmi place. Și dacă vă uitați la unghiile mele, le-am dat jos copila Oja. Nu mai am animal print, doar că mai am de lucrat. Deci mai am de lucrat la ele ceva, să le mai pilez, să le mai dau formă cât de cât, că nu am avut nici timp și am zis să-mi schimb modelul, dar am reușit doar să dau cu pila, deci nu cu freza, cu pila, cât să dau jos culoarea. Mă doare atât de tare capul, deci vreau să vă zic că uneori atât de tare mă obosesc copiii și cine e mămică știe, indiferent că ai un copil sau doi, deci mămicile știu despre ce vorbesc. M-au zăpăcit de cap prin Jumbo, m-au zăpăcit de cap prin Lidl, m-au zăpăcit de cap pe stradă cât am parcat mașina și am venit de la mașină. Ăsta cu mingea în mână, a aruncat cu mingea, eu cu plasele grele, baxul de apă, nici n-am reușit să-l aduc de la mașină. Apă minerală mai avem, dar am zis să mai cumpăr un bax de apă minerală, să fie că apa Bucovina se vinde cel mai repede și se găsește destul de greu. Și dacă vă întrebați ce s-a întâmplat la gura mea cu rujul, am mâncat și de aceea mi s-a împrăștiat, trebuie să-l șterg și să-l refac. Și vreau să vă zic că m-au făcut efectiv așa cu biscuiții. Ea era cu skateboard-ul, ăsta era cu mingea, eu eram cu plasele, prin Lidl puneam mâna peste tot și Marc începea să plângă că vrea gogoașă. După ce i-am cumpărat gogoașă, a început să plângă că vrea înghețat. După ce i-am cumpărat înghețat, a început să plângă că vrea nu știu ce. Se murdărise cu înghețata, îi curgea înghețata, eu eram la volan. Foarte greu mi este să mă ocup cu el, cu ei, să mă duc la cumpărături și să mă ocup de treburi când îi am după mine. Cât a fost Bogdan acasă, a fost foarte bine că m-a ajutat. Foarte mult m-a ajutat să îmi fac treburile. Îmi place deloc cum se vede râjă. Și a contat foarte, foarte mult. Dar acum nu am cu cine să las covrii și aici așa mă chinui cu ei. De Selena nu pot să zic așa multe chestii, că ea fiind mai mare înțelege, dar are și ea anumite lucruri care și le dorește din Jumbo și care nu ne permitem să și le cumpere, pentru că, na, îți cumpăr un lucru, două, trei, dar gata, că, na, nu suntem cu bani foarte mulți pe noi, în niciun caz. Dar Marc m-a terorizat cel mai tare. Ăsta a început să pună una pe toate felinarele, pe toate globurile din sticlă și mi-era teamă să nu spargă, să mă apucă să mă facă să le plătesc. Uite, iar vorbește, iar țipă. Nu mai, deci m-a luat de cap, de jur, nu mai pot. Deci uneori simt că nu mai pot, îmi vine să clachez, deci vine să mă duc departe. Unde ești, fratele meu, în baie, unde ești? Ești pe jos. Ce cauți pe jos acolo? Ce cauți pe jos? Nimica. Nimica. Mini a rămas acolo că o să plecăm afară și am pus-o în lesă că vom pleca. Tu ce cauți pe jos? Vrei să te bagi pe tine în lesă? A? De ce pui mâinile pe jos acolo unde călcăm cu papucii și venim de afară și acum bagi în gură și mănânci ceva? Și prin Lidl, și prin Jumbo, puneam mâna pe coșuri, puneam mâna pe produse, după aia băga mâinile în gură, băga mâinile în nas, chinuie-te, șterge-l pe mână cu șervețelul, dă-l cu dezinfectant, iar punea, iar atingea, iar pune-te și șterge-l și uite așa, deci de asta zic că m-a făcut cu nervi, m-a făcut cu capul, nu mai pot. Și de aseară, ce de aseară, nu de aseară, de alaltă seară eu am început să-mi fac unghiile, dacă vă vine să credeți. Nu te aud, nu te aud că nu mai pot, deci nu mai pot, că m-ai făcut cu biscuiții. Nu, ia treci la culcare, nu, hai! Deci de-alaltă seară încerc să tot îmi fac unghiile. Știu că nu e o treabă prioritară pentru mine sau așa, că normal, clar, treburile casei sunt mult mai importante sau copiii sunt mult mai importanți. Dar ca orice om... Cum avem toți nevoie, o perioadă de intimitate, o perioadă să te pensezi, o perioadă să te epilezi, să te duci, să te machiezi, să te vopsești sau ce știu ce să faci și până la baie. Credeți-mă că eu astăzi și când am făcut duș, erau amândoi după mine și mai vine și cățelul. Cățelul se ferește de Marc, e frică de Marc și mai vine și cățelul după el. Și uite, așa nu reușesc să fac nici măcar... Deci un duș la mine uneori trebuie să fie, cred că în câteva secunde. Deci te-ai udat, te-ai săpunit, te-ai clătit și ai dispărut din baie.
Ori se ceartă, ori se împinge, ori mama am nevoie, ori mama fac treaba mică, fac treaba mare și nu mai reușesc absolut deloc să mă împart când sunt singură. Când este Bogdan, mă ajută foarte mult și contează, dar când e singură, foarte greu. Și sunt momente în care ai nevoie. Ai nevoie de puțină liniște sau puțină intimitate și întotdeauna când m-a pus să fac câte ceva pentru mine, referitor la sprâncene sau așa, cine are copii chiar înțelege despre ce vorbesc, în momentul ăla începe să zică, de exemplu cum a fost acum cu unghiile, m-am apucat alaltă seară să îmi dau eu, să mi le pilesc, că am zis, măi, parcă mi se pare ciudat să am o mână așa și o mână așa și am zis, hai să fac, să mi le fac și pe acestea ca astea alte și acum sunt așa, indecisă că nu știu ce culoare să le bag, să le fac colorate, să le las albul ăsta lăptos. Nu știu încă. Și am zis, hai să le fac, și așa nu aveam ce să fac. Și am zis, hai că cât era ceasul? Cred că vreo 6. Și am zis că, măi, copiii deja mâncaseră, eu terminasem pe aici, prin casă, ce făcuse mâncare, spălat vase și toate cele, că mai ales era sărbătoare. Cred că 6 și ceva era ceasul, că mai ales fiind sărbătoare, am zis, măi, și așa nu pot să fac altceva, hai să-mi pilesc unghiile, că, na. Dar ce credeți că am reușit? Că mi-am pilit o unghie, două și eu mai aveam și pe Larisa și n-a trebuit să stai de ei, că erau deja trei și trebuia să te duci după ei și să vezi ce face. Și Marc începea să plângă, că mama Larisa nu mă bagă în seamă, mama Larisa nu se joacă cu mine, mama nu știu ce, mama fac pipi, mama fac treaba mică, treaba mare, mama dă-mi apă și dacă nu m-a ridicat de pe scaunul ăla de 7.000 de ori, deci de 7.000 de ori, o grămadă. Astăzi când m-am dus să mă machiez și eu puțin, amândoi au venit după mine. Selena a început să plângă, să facă mofturi, că ei nu-i convine nu știu ce. Și uite, așa mă doare pe mine capul că simțeam nevoie așa de o liniște. Aș fi dormit un pic sau aș fi plecat undeva să mă duc să mă relaxez singură, că uneori e foarte greu. Uneori e prea mult, prea mult. Deci v-am zis, cine e mămică mă înțelege cu siguranță sau cine este în cazul meu, că are soțul plecat sau și nu neapărat plecat din țară, plecat și la muncă câte 8 ore sau 10 ore cât lucrează fiecare. Este destul de greu să fii singură. Acum o să mă duc afară cu Marc și cu Mini să o plimb, după care vreau să mă duc până la, să o aduc pe Mini acasă, iar să urc 4 etaje și astea mă obosesc foarte tare. Etajele astea, să o aduc pe Mini sus și să plec până la Penny să văd dacă are portocale, să cumpăr vreun kil, două, o plasă, ce o avea și vreo 2 tuburi de frișcă, să vin acasă. Trebuie să montez trenulețul cu Marc, trebuie să-i fac costumele, că deja mâine este vineri și sâmbătă. Mergem acolo să-i lipesc acele chestii pe bluză, pe nici eu nu știu cum se fac. Poate îmi dați și mie vreo idee în seara asta, că poate nu mă apuc de costum în seara asta să-l fac. Poate mă voi apuca mâine și eu, între timp poate mai primesc niște idei de la voi. Și da, cam așa a fost o zi pentru mine astăzi, destul de agitată. Bogdan a stat acasă 2 săptămâni. Și în alea 2 săptămâni a contat foarte mult. De multe ori plecam la cumpărături singură și mă întorceam cu toate lucrurile care trebuia să le cumpăr. Cred că rare ori se întâmpla să uit ceva. Dar în momentul în care ai copii după tine, nu mai ești lucid și trebuie să ai grijă și îți începe să plângă și se duce și pune mâna pe acolo și trage de pe rapt și bagă mâna în gură și cum sunt, na, și pe coșurile și pe rafturi și peste tot, atinge atâta lume, tot felul de produse, coșuri, nu poți să stai așa, știi, bă, e las acasă și eu am plecat la cumpărături liniștită și nu mai stau cu stres că îmi dărâmă nu știu ce, că îmi bagă mâna în gură că a atins coșul, că face nu știu ce sau nu știu cum, deci ești mult mai liniștit și mult mai mai limpezit la minte ceea ce trebuie să cumperi, ceea ce trebuie să faci. V-am lăsat, mă apuc să fac produsele astea la locul lor, să plec afară și să fac toate sarcinile pe care vi le-am enumerat acum. Ce, Marc? Se ascunde de mine jumate de capi acolo, jumate în partea elaltă. Da, cumva ești murdar cu ketchup pe gură? A? Zi! Ești? Ți-e somn, așa-i? Am dat cu ceva aici. Bravo, dă-i, că doar na, zugrăvim degeaba, punem tapetul degeaba. Îți dau și o carioca? Și am cumpărat un stilou pentru Selena din Jumbo și l-am pierdut, noroc că l-am pierdut în Jumbo și nu l-am pierdut afară că mă ofticam de numai că eu mă oftic, adică dau niște bani și ce să fac, să pierd lucrurile? De ce am dat banii degeaba? Și noroc că a căzut din coșul ăla în interiorul magazinului și
Acum are Selena nevoie de un stilou și trebuie să mă duc când să merg spre Penny la magazin să-i cumpăr și un stilou, că i s-au stricat. Ei se strică foarte repede stilourile. Nu știu că și voi pățiți la fel cu copilașii voștri sau voi cei care sunteți la școală, dar Selena îi se strică foarte, foarte repede stilourile și trebuie să cumpărăm foarte multe stilouri pe tot timpul anului. Nu știu ce le face. Ori le face ea ceva, ori habar nu am. Am avut și stilouri de bună calitate, am avut și stilouri mai ieftine, adică cu un 5 lei stilou, dar niciunul nu i-a ținut. Toate s-au stricat. Da, hai să montăm trenul. Ia vine un pic la mama. Hai sus. Ia să vedem cum ar arăta scheletul ăsta. Cam mare. Hai sus. Vreau să te pleacă și nu. Ce fel arată? O țin îl punem așa. O țin de gât. Uite, așa o țin. Te așa trebuie. Păi nu, că îl lipim pe bluză, da? Nu. Îl lipim așa pe bluză? Îl lipim? Da. Sau îl legăm de gât? Îi prind ceva și ți-l fac să-l pup așa doar. Ia vină încoa. Ăsta s-ar fi potrivit. Întoarce-te. Și la spate. Mâine punem. Sâmbătă. Acum? Ia să vedem ăstea. Vino la mama. Întoarce-te cu spatele. Cu spate? Uite. Și șapcă punem. Da. Și șapcă? Da. Și șapcă. Ia să vedem. Uite-te la mama. Ce mare e. Ia. Pun tu mine. Ia uite-te. E sus e. E sus, e? E plângă. Ia să-mi o pun și eu. Și că vede mocoia de șoară și merge la mare. Ochelari de soare, se merge la mare. Marc, hai de coa. Ești cop de somn, ești cop de somn. Mai, mami. Îți place pălăria? Da. Am făcut mamări. Hai încoa. Fac mie așa. Muțilă, e la plângi, supărat că nu a vrut să plece la ăsta. Hai să luăm șervețel. Adu-l mama cutia aia, pachetul de șervețel. El e supărat. Unde n-ai vrut să pleci? Unde, te-a măzit tu. Vino încoa. Ce, zi tu, mama. Hai încoa, vino aici. Zi unde tu. A vrut mama să meargă, să cumpere? E nu galben. Ai trenul galben. De ce e supărat? Că nu vrei să plecăm la Penny? Da. Și la bunii? Da. Unde ai vrut să vii acasă? Da, vreau și mâine acasă. Mâine mergem la bunii cu Denis. Mâine mergem la bunii, dar mâine nu știu că va mai fi Denis la ea. De ce pleacă? Păi, pleacă și la el acasă, la mama lui. Ia un pupic. Drăgălaș mic. Of, 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 drăgălaș mic. Ce somn? Hai să facem nani. Ce-aș dormi un pic și eu? Ce-aș dormi un pic și eu? Cum zice Marc? Thank you for, hai? Thank you for my fun. Că m-a cumpărat trenul. Marc așa zice, thank you for my fun. Zi tu, de oamenilor. Să zic eu, thank you for my fun? Zi tu, de oamenilor. Să zic oamenilor? Da. Da, ia uite, hai să le arătăm. Ia uitați ce tren. Tu ai cam multe trenuri, știi, nu? Da. Le-ai rătăcite, ești îndrăgostit de trenuri. Îmi plac toate. Îți plac trenurile? Da, cu ciu-ciu-ciu. Cu ciu-ciu-ciu? Da, și-am dat în viață. Cu ciu-ciu-ciu. Da. Îl
Hai să montăm. Trenul la galben e obituiul. Trenul la galben o să ți-l aducă moșul, da? A, da. O să vorbești cu moșul și să ți-l aducă, că ți-a plăcut, da? Nu merge. Poftim. Poftim. Da, mulțumesc pentru. Cu plăcere. Ce ți-a plăcut? Ce ai ținut? Cred că de la gara. La ce e asta? Asta e o umbrelă. Și mergem la mare. Să mergem la mare? Cu umbrela? Da. A, uite de aici. Uite-te. Da, wow, ia uite, vezi? Aici are scaune, uite, scaune mici. Iar aici îi băgăm o umbrelă, ca să stea oamenii sub umbrelă. Și uite ce drăguț. Și ce e aici? Asta e gară. E peron. Așteaptă oamenii pe peron, vezi? Și mai ai încă una aici, un peron acoperit. Vezi? Ai două peroane. Se bagă una între alta. De ce? Păi așa se prinde, uite așa, vezi? Și sunt prinse una de alta. Și vine trenul. Așa zicea eu. Wow, ce frumos! Și acum hai să montăm trenulețul. Uite, aici merge trenulețul pe ea. Îmi facem în formă rotundă? Papa Udi. Papa Udi? Trenul e al mare. Formă rotundă îmi face. Îi iau pe toate mine acasă trenul. De da? Aceabă. Ție îți plac trenurile mult, da. Așa? Și mașini de aceabă. Și mașinile? Da. Nu mașuțe, dar trenul de acea bolțea și tobitul meu. Da? Da. Uite, așa e mâna aici. Și un ocean. Aici e o vieie, așa aici. De unde vin? De unde vine oameni? Păi, nu știu de unde vine. Chie că te duci acolo jos și vine oameni. Ia un bai aici și aceapă de tren. Te duci acolo. Și ajută și oameni, după mine. Să găsim oamenii? Păi, da. Zicem și noi așa că vin oamenii. Da? Singuri? Singur, da. Din casă? Păi, n-ai omuleți de jocărie, ai? Nu ai. N-am oameni. Păi vezi? Cumpăr eu mine oameni. O să cumpărăm și oameni, da, care să vină să aștepte trenul în gară, nu? Da, aici, uite, aici înceapă oamenii. Da, dar tu ești înfundat sau ce-i cunoscut cu ăla tău așa? Da, ia. Dar îmi faci loc ca să-ți pun trenulețul? A? Eu m-am creat, eu m-am pus și ăția. Hai, du-te ca să pun șinele. Da, da, upii. Mai... Bagă, stia și gata, da? Da, și gata, mi-a și tăuțea. Și băgăm baterie la trenuleț. Și gata, tăuțea film. Ei, mă uit la film. Tu îmi dai mie de treabă să mă uit la film. Să filmezi trenul cum merge și poate... Să filmezi trenul cum merge? Da, și poate uitea filmul, exact, așa e bine. E bine așa? Da, pun aici. Pui aici, m-am pierd. Dar pot să fac un pic de nani, că mi-e tare somn. Nu. Nu? Nu, mă lasă să fac nani. Cu cine vorbești? Singură. Cu ei? Cu ei, da. Așa mi-e de somn și când mă gândesc că mai e până diseară, cât e ceasul, ia să vedem. Ui, de-abia 5:15 și până facem și încă o mâncare. Și acolo? Da, sus acolo. Cum, Piața, mami, la ăla m-am uitat, da, la ceas. Da, câte ceas. Da, din mâna e doarme. Gata, am montat șinele. Hai să le punem aici. Deja, Și acum o să punem... A căzut, de pe șit. Și vine oameni din... Hai, mă. Da, nu vii. A mers. Gata, a mers. Uite, și... O grămadă de bani și nici nu stă bine pe șine, șinele sunt îndoite, el nici nu poate să tragă vagoanele, s-au răsturnat. Da. E nevoașă vagoane. Ce să mai zice, nu mai zicem nimic.
A dormit Marc, la 7 fără un sfert. Am reușit doar să-i schimb pantalona și să-i pun pe împărsul pentru noapte, că nu știu că se mai trezește. Eu aș spera să se trezească, dar nu știu dacă se mai trezește. Mă duc să fac, să mâncăm ceva, mi-am aprins lumânărelele. Vreau să vă arăt cum am stat costumul acela. Da. Acum o să acum. Hai, bea un pic de apă, dar așa se lasă. Ce faci, mă? Ce vrei? Te-ai trezit? Bravo! Ai dormit 10 minute, 15 minute. Ce? Ai dormit 15 minute. Mai dormi? Vine, Betty, acum, da, dă guriți. Nu dă apă, pic. Dă-i tableta, Sally. Apa, e bine că te-ai trezit, ai dormit un sfert de oră. Uhu, numai bine, mănâncă și el cu toate, că el a mâncat un pic de mâncare. Am mâncat apă până mă dezbrac. Da. A mâncat. Ce? Da, și tu și Marc. Numai bine, s-a trezit și Marc. Să și spăl, am mai băgat tutură de rufe, am filmat produsele terminate. Ce faci? Ai dormit bine? Bravo! Filmează-mă mult, mult! Să te filmez mult, mult? Da? Da, uite desenele, uite Blue! Vrei să te uiți la Blue? Nu e iubitul tău Blue? Hai, deși eu m-am schimbat în pijamale, că am zis că Marc doarme și nu o să o las pe Betty. Hai să ne uităm la Blue! Uite Blue, Marc! Ți-am dat mai tare, că eu mă duc să fac de mâncare ceva. Mă apuc să mă demachiez. Am primit ieri doi pești de la soacra și cred că o să-i fac pe grătar să ne punem să mâncăm și noi în seara asta. Și mă duc să mă șterg prima oară de machiaj, mă apuc să fac să mâncăm repede, repede, că peștele se face un, doi. Și nu știu ce să fac lângă pește, că ieri cum am avut mămăligă, mă enervează ananasul ăsta, că se dă așa într-o parte. Ieri, cum am avut mămăligă, parcă nu mai mergea, mămăligă cu pește, aș fi făcut un orez ceva lângă, nu știu, mă decid. Nu știu dacă voi mai filma în seara asta ceva, de aceea n-ar rost să mai lungesc video și dacă mai filmez ceva, cu siguranță filmez mult mai târziu. Până mă duc să mă machiez, până gătesc, dacă mai vine și Betty, mai stăm la o vorbă și așa, așa că am să închei filmulețul. V-am pupat cu mare drag, să aveți grijă de voi. Pa, pa! Stai să vă arăt pe Sally cum s-a îmbrăcat cu rochița și nu are nimica, guler sau ceva cum arăta în poză. A, wow, ia! Super! Foarte frumos! Ce mare ești tu, fată, tu!